Pentru ca tatăl sau mama să facă afaceri, să câștige foarte mulți bani, trebuie să fie lăsat în pace, nu? Îi pune o tabletă, un telefon și îl lasă acolo. Copilul este foarte liniștit, iar tatăl face bani. Copilul vrea altă tabletă, alt telefon mai nou, tatăl trebuie să-i ofere acest lucru ca să fie copilul fericit, liniștit și tatăl face practic cealaltă parte. Copiii sunt neglijați în acest mod. Bine ați revenit la întâlnirea noastră de la inimă la inimă, astăzi într-o nouă întâlnire unde vrem să dezbatem un subiect foarte vital pentru societate, un capitol important pentru societate este educația copiilor. De ce? Pentru că viitorul societății noastre depinde de modul cum educăm astăzi copiii. Și paradoxal, deși bătrânii noștri nu beneficiau de toate materialele parentale pe care le avem astăzi, ei reușeau parcă mai bine să-și educe copiii. Vrem să atingem astăzi o latură a acestui subiect, pentru că subiectul este foarte vast, și anume relația copil-părinte. Și am invitat din nou, alături de noi, pe pastorii Bisericii Cuvântului Dumnezeu din Suceava, Eugen și Larisa Bulai. Bine ați venit! Mulțumesc. Am apelat la ajutorul dumneavoastră pentru că în experiența pe care ați dobândit-o în slujirea dumneavoastră, ați întâlnit oameni din toate păturile sociale și sunt convinsă că ne puteți spune care este cauza pentru care relația copil-părinte astăzi este mai stricată, ca să o numesc așa, și cum putem găsi soluții să remediem această problemă, pentru că de rezolvarea acestei probleme depinde modul în care sunt educați copiii. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și haideți împreună să lămurim oamenii de ce s-au stricat aceste relații între copii și părinți. Da, într-adevăr, această problemă, așa cum ați spus, este o problemă reală și în ciuda materialelor, în ciuda diferitul întâlniri și studii care sunt astăzi, devine din ce în ce mai acută pentru că într-adevăr relațiile între copii și părinți se degradează și oamenii depun destul de mult efort în a aduce aceste relații la normal, la linie de plutire, însă de multe ori nu reușesc. Vedem că din ce în ce mai mulți părinți se plâng că copiii sunt necontrolabil, nu poți să îi spui nimic, nu poți să îi pui la punct. Dacă vorbim cu profesorii, vorbim cu educatorii la grădinițe, ei spun că cu fiecare generație copiii devin din ce în ce mai neascultători, din ce în ce mai obraznici, nu poți să-i spui nimic, nu poți să-i controlezi, nu poți să faci nimic. Și ce ce noi vedem la grădiniță este încă puțin. Problema este când copilul intră în adolescență. Nu mai ai niciun fel de cuvânt dispus și niciun fel de control asupra copilului. Lucrurile degradează, de cele mai multe ori relația se rupe în totalitate, copilul are viața lui, părinții au viața lor și de multe ori aceste vieți nu se intersectează. Așa că, da, este o problemă din ce în ce mai acută, și vedem că generațiile anterioare, fără aceste informații, totuși făceau cumva fața mai bine a acestor situații. Și aici este important să vedem de unde vin aceste probleme, ce s-a schimbat în ultimul timp, poate că ceva am pierdut. Părinții își doresc să-și crească copiii bine, cu toți părinții cu care stăm de vorbă. Ei spun: Vrem să avem copii fericiți, vrem să avem o relație frumoasă cu copiii noștri. Unde greșesc? Ce ați putut observa din experiența dumneavoastră? Unde greșesc părinții în relația cu copiilor? Am observat că sunt două feluri de a trata acest subiect în familii. De exemplu, sunt părinți care își venerează copiilor, părinți care consideră că copiii sunt totul pentru ei observăm și pe Facebook totul meu sau uh, pun poze cu copilașii și scriu acolo totul și inimioară și uh, acești părinți ei oferă practic totul pentru copiii ei investesc foarte mult în copiilor, fac excursii, petrec timp, se joacă cu ei, îi duc unde își doresc copiii sau unde chiar părinții și-ar fi dorit să meargă și n-au mers, și investesc timp, bani, efort, practic investesc foarte, foarte mult în copii, crezând că ei sunt totul pentru ei și copiii aceștia, practic cresc într-un confort în puf, și ei când cresc mari, nu uh, valorifică aceste lucruri și ajung să acuze părinții voi ne sunteți datori pentru toate lucrurile, uh, cer moștenire, uh, ei practic nu prețuiesc părinții și relațiile se rup. Sunt diferite cazuri, dar spun în cazurile acestea în care chiar uh, copiii pretind foarte mult de la părinți pentru că ei așa au fost crescuți. Noi suntem totul, noi pentru noi trăiți, uh, voi trebuie să ne dați totul, moștenirea și așa mai departe. Da, aici pot să adaug că, în ciuda faptului că se investește foarte mult, feedback-ul este foarte mic. Da. Adică, copilul este învățat că toți trebuie să danseze în jurul lui, toți trebuie să alerge în jurul lui și totul este pentru el și el este un mic zeu acolo. Da. Și mai departe, așa și abordează el viața mai departe. Așa abordează părinții, că părinții practic sunt niște slugi care trebuie să alerge în jurul lui. Și vedem că în ciuda efortului pe care l-au depus părinții, ei nu obțin acel rezultat pe care îl doresc. Problema este că așa abordează și relațiile interumane pentru că ei ajung să aștepte totul de la societate, de la cei din jur, pentru că așa au fost formați, că li se oferă totul. Deci aceasta este o extremă. Ați vorbit și de o altă extremă? A Al doua extremă este atunci când părinții vor să ofere lucruri materiale copiilor, diferit de ceilalți, ceilalți le oferă amintiri, emoții și lucruri materiale, dar pun accent mai mult pe a oferi totul copiilor. Iar aici, oamenii în extrema a doua, părinții vor să ofere foarte multe lucruri materiale, bani, și atunci copiii sunt foarte neglijați. Pentru ca tatăl să, sau mama să facă afaceri, să câștige foarte mulți bani, trebuie să fie lăsat în pace, nu? Îi pune o tabletă, un telefon și îl lasă acolo. Copilul este foarte liniștit, iar tatăl face bani. Copilul vrea altă tabletă, alt telefon mai nou, tatăl trebuie să-i ofere acest lucru ca să fie copilul fericit, liniștit și tatăl face practic cealaltă parte. Copiii sunt neglijați în acest mod. Chiar dacă sunt într-o familie unde mama și tata și copiii sunt împreună, mă refer că nu sunt copii lăsați, de exemplu, la bunici, părinții în străinătate, dar în cazul acesta nu este o relație între părinți și copii, pentru că uh, copiii sunt uh, neglijați, sunt lăsați să crească singuri și atunci uh, ei sunt educați de către telefoane, de către uh, desene, de către jocuri, de către uh, rețele de socializare și așa mai departe. Și atunci, normal că părinții se așteaptă copilul să fie într-un anumit fel, dar copilul este crescut de altcineva, nu de părinte. Și se creează problema aceasta, că Tata-mama nu are timp de copil, copilul crește cum vrea, și după aceea ne trezim că copilul este adolescent, el deja are părerea proprie, el este format, el este educat într-un anumit mod, și când părintele așteaptă ceva de la copil, primește altceva și se întâmplă acest conflict. Iarăși, sunt certuri în familie, copiii sunt neînțeleși, părinții sunt neînțeleși. Părinții au anumite așteptări, nu sunt împlinite, adolescenții au anumite așteptări și la fel nu sunt împlinite. Adică se face un conflict între generații și, iarăși, în urma acestui conflict rezultă alte probleme. Copiii pleacă sau copiii pretind la ceva și așa mai departe. Aici trebuie să vedem care este problema și care sunt soluțiile. Practic, aceste extreme afectează copiii îi formează greșit și ei toată viața vor suferi din cauza faptului că nu au avut o relație corectă cu părinții lor. Și înțeleg că trebuie să găsim un echilibru pentru a putea spune că rezolvăm problema. Care ar fi acest echilibru? Vedem că educația copiilor, ca orice alt domeniu al vieții, trebuie să respecte anumite legi și anumite principii. Și oamenii de multe ori Caută aceste principii, caută aceste legi, doar de aceea există atâtea materiale, de aceea există atâtea discuții în jurul acestui subiect. Dar trebuie să înțelegem că lumina adevărată este Hristos. Și lucrul acesta este confirmat și de viață, și de Biblie, și de multe exemple. Există anumite legi, există anumite principii care sunt absolut valabile și care reprezintă un adevăr absolut. De multe ori se discută în lumea aceasta că nu există un adevăr absolut, că adevărul este ceva relativ, adică un subiect, un lucru poate fi adevărat din punctul meu de vedere și fals din punctul tău de vedere și altul e adevăr pentru tine, dar e fals pentru mine. Și cumva fiecare om își are adevărul lui și până la urmă nu există niciun adevăr, totul este așa o relativitate. Însă lucrurile nu stau așa, pentru că, într-adevăr, fiecare om poate să aibă o părere. Și fiecare om are drept să aibă o părere. De aceea Dumnezeu și ne-a lăsat fiecare să avem o părere. Însă, părerea noastră, ea poate să fie greșită. Părerea care nu coincide cu adevărul absolut este o părere greșită. Și în acest domeniu, în domeniul educației copiilor, creșterii copiilor, relației între copii și părinți, există niște adevăruri, există niște temelii, niște baze în lumea duhovnicească care, dacă nu sunt respectate, lucrurile nu funcționează. Este exact cum în lumea aceasta sunt niște lucruri foarte, foarte clare. Dacă un copil merge la școală, clar că va avea note bune, dacă învață va avea note bune dacă nu învață nu are note bune dacă nu termină școală nu poate după aceea să meargă la facultate. Sunt niște pași, niște principii care trebuie respectate care dacă nu sunt respectate este logic și normal că lucrurile nu funcționează dacă un om nu lucrează clar că nu primește bani. Adică sunt niște lucruri care toată lumea înțelege și cu care toată lumea este de acord. Exact așa, în lumea duhovnicească există niște principii, niște legi. Dacă este să ne întoarcem la Biblie, noi vedem că acolo sunt descrise multe lucruri și multe principii care privesc relațiile între copii și părinți. Cum trebuie să fie educat copilul, care este locul copilului în familie, care este locul părintelui în familie? Ce atitudini trebuie să aibă părintele față de copil și ce atitudini trebuie să aibă copilul față de părinți? Ce atitudini trebuie să aibă față de Dumnezeu? Față de împlinirea principiilor lui Dumnezeu? Față de educația care trebuie să fie dată copiilor? Adică, cum spun de multe ori, Biblia este manualul vieții. Pentru că acolo, într-adevăr, găsim răspunsuri. La foarte multe subiecte. Și acolo găsim și aceste principii în privința creșterii copiilor, în privința educației copiilor, în privința relațiilor între copil și părinte. Și aceste principii reprezintă un adevăr absolut. Pentru că toată lumea a fost creată de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, și totul funcționează prin acest Cuvânt. Și atunci când noi respectăm aceste principii în viețile noastre, atunci și în viețile noastre lucrurile funcționează. Dacă nu le respectăm, nu funcționează. Și aici am vrut să spun că nerespectarea acestor principii, acestor legi spirituale, practic duce la ieșoarea acestei relații. Duce la faptul că oamenii caută soluții, că doar de aceea caută, studiază dar bășbă e pe întuneric. Este ca și cum într-o cameră în care nu este lumină deloc și atunci tu depui efort, tu cauți, tu faci ceva, dar tu nu înțelegi ce trebuie, nu vezi, este întuneric. Și atunci, bani merești, ba nu nimerești, odată ai nimerit, de două ori n-ai nimerit, odată ai zidit, de trei ori stecat tot ce ai zidit anterior și în ciuda efortului nu există un progres, nu există o avansare sau dacă zidești pe un anumit domeniu, celălalt se prăbușește. După aia te-ai întors ca să zidești celălalt, ălălalt se prăbușește și tot așa. E, e așa o, un haos. Cineva reușește mai bine să se bate, cineva reușește mai rău, dar nu există sau foarte rar când se existe ceva ce să fie cu adevărat satisfăcător și să spui că uite eu sunt mulțumit de rezultatul muncii mele. Și chiar și atunci când există acest rezultat, dacă este să ne uităm uh, și studiem mai apropiat, de cele mai multe ori, chiar dacă poate anumiți oameni n-au crezut în Dumnezeu sau nu erau religioși, totuși au aplicat acele principii care erau deja în Biblie. Da. Și aceste principii au dat anumite rezultate. Așa se explică de ce bătrânii noștri, generațiile anterioare, reușeau. Poate ei nu le numeau legi spirituale, nu știau să le numească așa, dar pentru ei valorile creștine erau cele mai importante. Biserica era foarte importantă, în fiecare sat biserica avea rolul ei, preotul era omul care dădea sfaturi, care ajuta și bătrânii noștri și-au crescut copiii cu ajutorul bisericii și a preotului. Pur și simplu se face lumină în ceea ce vorbeam înainte și înțeleg că avem nevoie de aceste valori creștine, legi spirituale, cum le numeați dumneavoastră, ca să putem să creăm o relație corectă între părinte și copil unde găsim aceste legi spirituale, cum reușim să le aplicăm, dacă puteți să ne spuneți? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Biblia, pentru că fiecare lucru pe care noi îl spunem în fiecare emisiune este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie. De aceea nu venim aici ca să fim frumoși, dar citim cuvântul lui Dumnezeu și transmitem principiile biblice. Biblia arată cum trebuie să investim în copiii noștri, ce trebuie să facem ca să fie o relație frumoasă între copii și părinți și între părinți și copii. Și în Proverbe 22 cu 6 se spune așa, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Asta înseamnă că părinții au o responsabilitate foarte mare de ce în ziua de astăzi foarte mulți părinți spun Păi noi credem în Dumnezeu, noi mergem la biserică și asta le-am arătat și copiilor, dar ei astăzi spun că nu au nevoie de Dumnezeu. Pentru că este nevoie ca părinții să se implice foarte serios în acest lucru, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Dar noi putem să învățăm pe copii dacă noi suntem pe calea lui Dumnezeu, dacă noi cu adevărat suntem pe calea lui Dumnezeu, atunci noi vom arăta această cale copiilor. Iar atunci când părinții spun că noi am arătat, dar copiii n-au urmat, înseamnă că a fost o problemă la calea pe care a urmat-o părinții. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este foarte important ca să avem această credință și să transmitem corect lucrurile și lucruri corecte să transmitem copiilor noștri, și atunci generația viitoare va fi o generație a Domnului, o generație binecuvântată, o generație care va duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Și mai este un verset în Timotei, în 2 Timotei 3 cu 15. Spune așa: Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Uneori oamenii spun este prea mic copilul. Chiar eu cu cineva vorbeam și spuneam copilul de câțiva anișori deja și spuneam wow, are nume de evanghelist, probabil că îl înveți cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea, nu, este cam mic copilul, încă nu prea înțelege el. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, din pruncie, Copilul trebuie învățat de când este mic, de când încă nici nu poate să rostească cuvintele, dar dacă noi le spunem, el le va memora și el va înțelege Cuvântul lui Dumnezeu de mic, de cum uh, copilul începe să crească, noi punem Cuvântul lui Dumnezeu în el și acest lucru îi va aduce mântuire. De aceea este foarte important ca să spunem copiilor Cuvântul lui Dumnezeu să învățăm să îi îndrumăm, să petrecem timp cu ei, timp de calitate, timp duhovnicesc și aceasta este siguranța de mâine. Acest lucru ne va aduce cu adevărat, satisfacția vremurilor bune, pentru că atunci când o casă este zidită pe o temelie foarte bună, casa va rezista și vom avea siguranță în lucrul acesta. Așa și aici cu copiii, dacă noi avem o relație bună, părinții cu copiii și copiii cu părinții, atunci acest lucru va da siguranță, pentru că este o temelie bună. Este o temelie zidită pe cuvântul lui Dumnezeu. Doar așa putem să avem generații frumoase, generații bune, generații credincioase, generații care ne vor aduce bucurie și nu întristare. Vom avea relații care vor continua și atunci când copiii sunt adolescenți și atunci când copiii se vor căsători și atunci când copiii vor fi mai maturi și vor avea copii și așa mai departe, întotdeauna relațiile vor rămâne frumoase Întotdeauna relațiile vor aduce roade bune, roade corecte, așa cum și-a dorit Dumnezeu când El s-a gândit să înființeze familia, să fie o familie, să fie familii pe pământ, să fie copii, să fie părinți și nu să fie dezbinare, ruperea relațiilor, ci Dumnezeu și-a dorit ca să fie anume așa, după Cuvântul lui Dumnezeu. Și doar așa, prin biserică, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin aplicarea principiilor biblice. Putem să avem aceste lucruri. Și pentru că misiunea Cuvântului Dumnezeu România oferă soluții practice la aceste probleme, am stabilit de unde vine problema, am stabilit unde este soluția, aș vrea să vă întreb, ca pastori, cum rezolvați această problemă în Biserica Cuvântului Dumnezeu? Cum abordați relația dintre copii și părinți? Ajutați părinții? Cum se procedează? Practic. Biserica este școala vieții și această școală folosește manualul vieții, care este Biblia, Biserica noastră, Cuvântul lui Dumnezeu, se implementează acest principiu, principiu învățării, principiul implicării în fiecare domeniu al vieții omului. Și inclusiv ceea ce a spus, există întâlniri. În primul rând, fiecare om are pe cineva. Care este responsabil pentru viața lui? Fiecare om are un lider. Fiecare om uh, este îngrijit de cineva, cineva se roagă pentru el, cineva îl învață, cineva uh, îi răspunde la întrebări, îl îndrumă și așa mai departe. Un om care deja are un nivel duhovnicesc mai înalt, un om care are o experiență mai mare, un om care vede, înțelege lucrurile mai bine. Și folosind această structură, care este structura biblică, noi vedem în Biblie întotdeauna a existat această structură, fiecare om are posibilitate și fiecare om are șansă să crească, are posibilitatea să învețe. De multe ori, noi nici nu ne dăm seama de problemele cu care ne confruntăm. Dacă nu este cineva care să te supravegheze, nu are cine să te tragă de mâini că spune stai un pic, tu aici greșești, fă aici, așa, fă așa, fă așa, fă așa. Și atunci omul, chiar fiind sincer, el rătăcește, el ceva nu face cum trebuie și atunci ajunge la rezultate rele. Însă în Biserica Cuvântului Dumnezeu, cum v-am spus, întotdeauna există un învățător, un lider, cineva care are grijă de tine. Pe lângă aceasta, Există întâlniri periodice. Copiii se întâlnesc săptămânal la întâlniri unde ei studiază Cuvântul lui Dumnezeu, unde ei cresc duhovnicește, unde ei învață toate aceste principii. Părinții, la fel, se adună la întâlniri săptămânale unde ei studiază Cuvântul lui Dumnezeu, unde ei învață cum să implementeze Cuvântul lui Dumnezeu în viețile lor, în familiile lor, în casele lor și toate aceste lucruri practic fac ca Biserica Cuvântului Dumnezeu să fie o adevărată școală. Biserica oferă sprijin atât părinților cât și copiilor care au suferit din cauza relațiilor distruse dintre părinți și copii. Da, biserica are uși deschise pentru oricine și chiar dacă părinții copiilor Respectiv, nu sunt credincioși, nu cunosc Cuvântul Dumnezeu, nu implementează. Copilul poate fi sprijinit și ajutat în acest domeniu ca să depășească acele crize, poate, cu care se confruntă sau probleme cu care se confruntă. Deci, în final, soluția pentru fiecare este Biserica, care este Școala Vieții și este Cuvântul lui Dumnezeu, care este Lumina pentru a trăi în această viață. Da, amin. Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri. Iată că, într-un timp scurt, am înțeles foarte clar de unde vine această problemă și cum o putem rezolva. Dragii noștri, dacă aveți nevoie de sprijin în acest domeniu, în domeniul educației copiilor, și cu toții avem nevoie de acest sprijin, vă invităm să vă abonați la canalele noastre, să ne abordați, să ne contactați și veți primi ajutor, sprijin, veți primi răspuns din partea Bisericii Cuvântului Dumnezeu. Suntem misiunea Cuvântului Dumnezeu România și încercăm să oferim soluții practice în toate domeniile vieții. De aceea vă mulțumim că ați fost alături de noi și rămâneți alături de noi pentru că doar în Cuvântul lui Dumnezeu și doar în Biserică putem găsi soluții pentru toate problemele vieții noastre.